Am o căsuță. Cine e iubirea mea? Cine e dragostea mea? Cine e prințesa mea? Maria, Maria, Maria Bucuria. Tu știi că Lucian mi-a făcut mie trupă și eu am cântat prima oară live. Aveai o emisiune dimineața și aveam trupă de Tu ai debutat muzică. Prima dată la mine? La tine, da. Hopa! Bunica mi l-a antrenat pe domnul Țiriac și bunica mi l-a descoperit pe Ilie Năstase. Tu vorbești serios, mă? Da, da, da. Asta-i doiniță. Să cântăm. Oana, 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 ești dragostea mea. Oana, 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 ești dragostea mea. Na, mai avut și îngeri în care eram... A fost nevastă mea. Da. Mi-a și născut. Nu, el era bărbată meu. Da, exact. Ai votărăți-vă. Cine era bărbatul cui și cine era bărbatul? Eu eram nevastă sa. Și acum când făceam prostii, ea cu bunica mea mă amenințau că mă duc și mă bag în cazanul cu păcură. Nu mai fac, promilu, gata, l-aruncăm acum. Să stau să mă gândesc că trebuie să o bag pe aia albastră, să rămân și la asta roșie. Și după ce rămân la asta roșie, trebuie să mă gândesc cum rămân la asta mă. Deci, gluma, cum ai acționat? Nu, frumos? Era o glumă, mi plăceau mult mai mult violurile, îți dai seama. Deci ce probleme are? Asta portocalie, după aia verde, după aia adușine, după aia neagră, după aia. Este genul de bărbat rău care are o privire care te atrage. Însă uneori îți vine să-i dai un pumn în gură. E, final. Da. Însă e pâinea lui Dumnezeu. E Denis Rifai. E, da. Urmează întrebarea roșie. Întrebarea roșie. Lumea mă acuză că vorbesc eu de sume. Eu niciodată n-am declarat ce sume am pierdut sau ce sume am jucat sau ce sume am făcut. Pentru mine eu am pierdut bani mulți. Păi ca și când? Cu trei mante pe asta? Trei mante. Nu cred. Asta. Băi! Și îl vedeam pe tata când mai venea, nu mai spunea domnul viziru, mamă, se bloca ăla, așa rămânea. Așa rămânea. Sunt Petre! Petre! Dacă ți-aș da 1000 de euro acum, da, mi-ai da 1700 în împrumut? Ai spus, poate, ai spus-o în glumă sau în serios, dar eu consider când fata mea s-a născut că m-am născut și eu a doua oară. Nu, și toate copilăriile pe care le face ea, vreau să le fac și eu cu ea, să fiu și eu copil din nou alături de ea. Și ai arătat că ai făcut 40 de ani? Nu știu ce să fac cu vârsta asta. Tu îți dai seama că în rusește ai fost dublat? Custin Vizirul nu poate fi dublat.